Mulțumim Domnului care ne-a răscumpărat, care ne-a păstrat cu viață și sănătate, în credință, suntem în casa Lui și dorim în continuare ca Domnul să ne cerceteze, să se ocupe de creșterea noastră spirituală, de mântuirea noastră. Continuăm lecțiile de studiu biblic din tematica Adevărate fericiri. Astăzi, lecția a cincea, fericirea lucrărilor divine. Vrem să privim în Cartea Sfântă, în realitatea istorică și prezentă și să comparăm, observând, evaluând, care sunt adevăratele lucrări care dau fericire, cele realizate cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Pentru că în lumea aceasta oamenii se împart între cei care umblă, cei care îl acceptă pe Dumnezeu în viața lor și cei care vor a fi independenți. Și cred că pot să ajungă la fericire prin diverse activități fără Dumnezeu. Să ne reamintim faptul că Dumnezeu și-a spus principiile din Vechiul Testament, dar în mod deosebit Domnul Hristos a reafirmat, a reordonat acele activități care sunt cu adevărat dătătoare de fericire. În cartea Deuteronom spunea Dumnezeu prin Moise, omul pe care l-a chemat să se reveleze prin el, capitolul 32, Deuteronom, versetul 4, el este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite și la ceea ce este desăvârșit nu mai trebuie nimic făcut, nicio corecție adusă. Toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, el este drept și curat. Domnul Hristos spunea, Matei capitolul 5, ceea ce cu siguranță a fost ciudat pentru auzul unora, pentru mentalitatea celor care căutau locurile din tâi la sinagogi, dar și pe cele din tâi la ospețe, Matei 5, de la versetul 2, apoi a început să vorbească, să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că celor este împărăția celor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânși și setați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Și aceste afirmații ale Domnului referitoare la fericire sunt cu adevărat un adevăr întreg, pentru că Domnul Hristos, El este adevărul pur în tot ceea ce este El, în tot ceea ce a făcut și a spus. Problema este că în lume sunt oferte alternative de fericire. Și oamenii, sub ispită, sau în dorința lor de a fi independenți, care la urma urmei este tot o ispită, încearcă și ei să fie satisfăcuți. Cu ce preț și cu ce rezultate, asta se va vedea la final. Dar unele se văd încă de acum. Spunea Domnul prin profetul Isaia, capitolul 55 al cărții sale, întrebând pe oamenii aceștia care se cheltuie, cel puțin își cheltuie viața pentru a atinge cote de fericire, 55:2, de ce cântăriți argint pentru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii voastre pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Deci oamenii își doresc, chiar se cheltuie, pentru că la urmă oamenii nu există distracție pe gratis. Totul costă pe pământ. Vreau să ne oprim și în cartea profetului Daniel pentru a avea imaginea lui Nebucadnețar în cele două variante. Fericirea fără recunoașterea lui Dumnezeu și apoi fericirea cu recunoașterea autorității lui Dumnezeu și a lucrărilor sale. Știți că Dumnezeu a dat acestui împărat un vis pe care Daniel l-a tâlcuit într-un mod
care anunța o sentință divină de disciplină pentru el. Scrie aici în versetul 4, eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Se considera fericit. Toate le avea la îndemână, avea autoritate supremă, era o monarhie absolută. După ce îi tâlcuiește Daniel visul, îi zice, versetul 27, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capă păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegirile tale și ai milă cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. El avea o oarecare fericire și Dumnezeu putea să o mai lungească. Și i-a mai îngăduit încă un an de zile. Apoi, cum știți, a fost pedepsit pentru 7 ani și scrie de la versetul 34, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși minte la loc, am binecuvântat pe cel prea înalt, am laudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denuiește din neam în neam. Versetul 37, acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și îl poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Observați cum a ajuns la aceeași concluzie pe care a enunțat-o Moise în Deuteronom? Dar pentru asta a trebuit să experimenteze, sub îngăduința divină, cum zice Solomon Eclesiastul, fericirea pământească, dar să suporte și o pedeapsă divină pentru ca să învețe această lecție. Fericit de cei ce îl recunosc pe Dumnezeu și se bucură cu el de lucrările sale, fără să suporte vreo sentință divină punitivă prin care să se trezească oarecum forțați. Vreau să observăm întreagăt, pentru că oricum nici nu e recomandat să aprofundăm, fericirea de o clipă a lucrărilor fără Dumnezeu. Fericirea activităților seculare. Și aici intră. Întreceri sportive. Aveți idee la câte nivele, în plan local, regional, național, internațional, câte sporturi sunt, cât se investește, cât atracție. Apoi, activități cultural-artistice. Și aici avem din nou o pleiadă întreagă de lucruri prin care oamenii vor să fie satisfăcuți. Festivaluri de muzică, concerte, simpozioane, de la literatură până la vrăjitorie și de la un cântec național sau militar până la ultimul gen de muzică. Toate acestea sunt menite să ofere oamenilor fericire, în mod deosebit, în timpul liber. Dar, într-atât de mult că își doresc oamenii, încât știți și la lucru, dacă le permite situația, stau cu căștile în urechi. Media se ocupă de informarea oamenilor, reclame peste tot, chemări la asemenea lucruri. Știți, deși, așa cum aminteam, nu este bine să știm îndeaproape, dar ele se petrec în jurul nostru și nu pot fi trecute cu vedere. Solomon, în cartea Eclesiastul, ca unul care a încercat și el diverse activități, nota încercările lui și concluziile la care a ajuns. Citim de la versetul 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Și a început râs. Versetul 8. Cântăreți, cântărețe, femei. Versetul 10. Tot ce mi-a poftit, ochii le-am dat. Nu știu ce spectacol era atunci, dar tot ce putea să-i încânte privirea, a acceptat, a savurat, probabil din cultura lor evreiască și a țelor din jur, pentru că oricum a adoptat cu
cultura lor, oricum era înțelept și gândindu-ne și la nevestele care le-a luat din acele neamuri, ele cu siguranță au venit cu obiceiurile lor. Și notează el în final, versetul 11, apoi când m-am uitat cu băgar de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda pe care le făcusem, am văzut că în toate acestea este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Nici lucrările cu refer la muncă și nici lucrările care le-au create adiacente acelei munci pentru a fi împlinit în întregime, nu i-au adus satisfacție. Deși, spune la versetul 24, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui, pentru că, așa cum aminteam, toate acestea costă și dacă omul nu are bani, nu și le permite. El notează faptul că toate acestea se petrec prin îngăduința divină. Și ca om, atât este ceea ce își poate permite, scrie și în 3:22, așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui, aceasta este partea lui, căci toate sunt numai până la moarte și nu după aceea, notează el în continuare. Citeam despre un dialog între un țăran creștin și un activist de partid, cum era în vremea trecută comunist. Țăranul și-a permis să întrebe atunci când acel filozof marxist-leninist a luat o pauză. Sus, tovarășe, spune-ne drept, în timp ce ne ții prelejele astea, ești fericit? Și îl întreabă, dar de ce pui problema aceasta? La care țăranul răspunde, fiindcă ne-ai spus să nu mai mergem la biserică să ne rugăm, să spunem drept, noi când ne rugăm suntem fericiți. Nu cumva să ne pui să facem altceva și să ne fie mai rău decât mai bine. Că noi suntem fericiți, dacă ne chem la altceva, ne dai o fericire mai mare? Ce credeți că a putut să spună comunistul că era fericit în timp ce îl lăuda pe Marx, Engels, Lenin și alții? Cu siguranță nu. Eventual se gândea doar la o avansare în partid sau în aparatul de stat. Nimic mai mult. În general, omenirea oferă fericire pentru trup. Cu gândul că și sufletului se oferă ceva, dar adesea prea puțin, pentru că aici avem de-a face și avem nevoi spirituale. Nu degeaba în ultima vreme se intră mai mult în ocultism, pentru ca să fie împlinită și această dimensiune a omului. Problema este că oamenii în timp ce vor să se distreze și păcătuiesc. Și profanarea este la ordinul zilei. Citim în Isaia capitolul 5 pentru a vedea că aceste ispite au fost și de mult, pentru că diavolul este același. Isaia 5 cu versetele 11 și 12. Vai de cei ce zice dimineața leargă după băuturi amețitoare și șed până târziu în noaptea să se înfierbânte cu vin. Arfa, șalăuta, timpana, flautul și vinul le înveselesc ospețele. Dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor Lui. Adică în toate aceste bucurii pe care și le doresc și le fac, nu-L acceptă pe Dumnezeu. În Noul Testament, în biserică, ispita a revenit și a rămas până în zilele noastre. Citim din a doua Petru, capitolul 2 și din Iuda, versete asemănătoare, pentru că problemele întâlnite de unul și celălalt dintre acești scriitori a Noul Testament au fost aproape identice. 2 Petru, capitolul 2, citim de la versetul 13, își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște închinați și spurcași ce se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Deci ei participau la mesele de dragostele credincioșilor, nu pentru că interesa slujba sau voreau să vadă lucrările divine de la adunare. Îi interesa masa de la sfârșit și eventual glumele, vorbele despre care mai scriu epistolele și le discutau între ei. În Iuda este scris mai profund în privința aceasta, citim de la versetul 11, vai de ei,
căci a urmat calea lui Cain. S-a aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig, au perit o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binele. Prin acest îndoapă de-a binele înțelegem că asta era satisfacția lor, să mănânce bine. Niște nori fără apă mânați încoace și încolo de vânturi, deci n-au pace, niște pomi topnați fără rod, de două ori mori dezrădăcinați, niște valuri înfurate ale mării, care spumegă rușinilor, niște stele rătăcitoare care le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Oameni care se țin și ei de poporul lui Dumnezeu, dar doar prin prisma profitului de moment, a satisfacțiilor trupești sau sufletești, fără de Dumnezeu. Să ne păzească Domnul de așa ceva. Mai fac o singură mențiune, aceste activități râvnite de toți oamenii firești, din afara bisericii sau din nefericire, din interiorul ei, aceste activități care strânesc aplauze și entuziasm, nu sunt atinse la cote dorite, pentru că nu toți oamenii își permit asemenea luxuri. Câți nu și-ar dori să meargă într-un concediu pe nu știu ce insule? Câți nu râvnesc să fie la petreceri mari, să fie participați la mese festive, să se ducă la olimpiadă, la Cupa Mondială de fotbal, pe nu știu unde? Nu-și permit toți. Cei ce nu apucă să se ducă, cred că cei ce au ajuns acolo într-adevăr au fost fericiți. Au fost fericiți? Gândiți-vă numai dacă a pierdut echipa lor favorită. Oboseala, cheltuiala și satisfacția pe care poate să ofere lumea este de puțină valoare. Cântărește puțin chiar pentru oameni. Când sunt chestionați îndeaproape, ei pot să declare, dacă vor cu sinceritate, că n-au avut mare satisfacție și că de regulă acele împliniri au fost amestecate cu frustrări. Pentru că un om firesc, și dacă se bucură acolo la o întâlnire special la care a fost, tot e supărat că, știu eu, a întârziat avionul, cineva de lângă el l-a deranjat cu un copil. Oamenii firești tot nu pot fi fericiți în întregime, pentru că pe pământ nu există perfecțiune. Culmea este că oamenii vor tot mai mult și când ajung la apogeu nu le rămâne decât decadența totală. Cazul lui Solomon este revelant. Ceea ce s-a întâmplat lui și-a permis de toate, dar spre sfârșitul domniei lui costurile au fost atât de mari încât a mărit impozitele și poporul s-a răsculat și împărăția s-a dezbinat. Privind mai târziu în istorie, cezarii romani au ajuns la un lux de nedescris și fiecare vroia să fie mai grozav decât celălalt, o spăț mai special. Dar până la urmă, Roma a sărăcit și popoarele venite din răsărit i-au supus pe urmașii cezarilor. Putem lua un alt exemplu, mai aproape de noi. Secolele 16-17, regii Franței, gloria Versailles-ului. Și ei și-au permis luxul uitând că subjugau poporul. Și-a venit Revoluția franceză. Ce să mai spunem de Ceaușescu al nostru, care avea planuri grandioase. Dar într-o zi i s-au înfundat cărările. Pentru că oamenii n-au limite. În acel cult al personalității, de exemplu, dacă vorbim de acești demnitari, în dorința lor de a fi idolatrizați, în dorința lor de a-și prelungi viața, cezarii romani, de exemplu, dizolvau perle crezând că vor trăi mai mult, pentru că își doreau ca această fericire să se prelungească. Și tot ce puteau să-și permită era atât. Întâlniri speciale, mese, Coloseumul pentru aceasta a fost făcut să se distreze, chiar dacă asta însemna gladiatori ce mureau, oameni ce erau sfâșiați de fiare sălbatici, războaie chiar. Toate aceste activități numai și numai să sature dorința, setea de fericire. Și spunea Domnul Hristos când au întrebat despre Ioan Botezătorul,
A zis, nu poate fi comparat cu aceștia, nu aparține acestui sistem. Cei ce poartă haine moi sunt în palatele părătești, scrie în Luca 7:25. Vreau să vă citesc doar din cartea Apocalipsei, unde este prezentat ce se va întâmpla în viitor cu acest sistem care este avid de fericire. Apocalipsa, capitolul 18, este scris că dintr-o dată va veni prăpădul și scrie de la versetul 18, și când au văzut fumul arderii, ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare, și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, care e belșug de scumpeturi, a îmbogățit pe toți și ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă a fost prefăcută într-un pustiu. Și după cum în mod simbolic e aici o piatră și o aruncă în apă, tot așa au fost distruse atunci și vor fi distruse la sfârșit toate aceste lucruri, pentru că mânia divină pune capăt acestor petreceri omenești. Vă citesc un text din cartea profetului Mica ce anunța sentința celui atotputernic, Mica capitolul 5. Citesc de la versetul 10. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire cai din mijlocul tău și îți voi sfărâma carle. Asta era gloria antichității. Cum acum oamenii se plimbă cu mașini scumpe de sute de mii de euro. Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile, palatele cu care oamenii se laudă, unde chefuiesc. Voi nimici cu desăvârșire de scântecele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitor. Voi nimici cu desăvârșire idolii și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteile și îți voi dărâma idolii. Îmi voi răzbuna cu mânie, cu urgie pe neamurile care n-au vrut să asculte. Aceasta este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celor ce vor să se bucure în compania diavolului și trăind în păcat. Dumnezeu să aibă milă de ei și să îi ajute să pocăiască. Și pe noi, Domnul, să ne păzească, să nu fim atrași de asemenea lucruri. Vreau să observăm acum, în partea a doua a lecției noastre, fericirea adevărată a lucrărilor divine. La ce ne referim? În primul rând, fericirea lucrărilor consacrate ale adunării Domnului. Botez. Suntem fericiți când se botează copiii noștri sau când vin alții din afară la mântuire? Poate ați observat acum cât tam-tam se face în jur că s-a născut un nou copil în familia regală engleză. Și mă gândeam, dar cu cât mai important este când se naște un copil în familia lui Dumnezeu? Nici nu se știe dacă țâncul acesta o să ajungă la palatul de la Buckingham. Dar noi cu siguranță vom ajunge la Ierusalimul de sus. Cine știe cât va mai rezista corona engleză? Dar Domnul nostru va stăpâni pentru vecii vecilor. Nu trebuie să fie mai mare bucuria noastră. Apoi, bucuria de la masa Domnului. Spuneam că oamenii se bucură la mese festive, un dineu oficial, și mai scapătă și câte un argat pe acolo printre stăpâni. Noi servim nu orice, din cele mai minunate bucate. Lui Adam și Evei a fost interzis să guste în pomul vieții, noi avem harul să gustăm din Domnul Hristos. Asta înseamnă viață. Este un preambul pentru chemarea noastră și prezența binecuvântată din cer de la masa sfântă. Apoi să ne gândim la alte activități în casa Domnului, o căsătorie, de exemplu. Nu este o simplă lucrare pământească, este o prefigurare binecuvântată a începutului mântuirii noastre. Binecuvântarea unui copilaș, o ofertă divină pentru un nou născut. Chiar și actul spălării picioarelor, spunea Domnul Hristos Ioan 13:17, ferici de voi dacă știți aceste lucruri și dacă le faceți, auzi. Poți să fii fericit și în lucrarea aceasta. Și alte activități spirituale câte sunt, care sunt superioare celor din Vechiul Testament. Nu oricine a fost acceptat în Vechiul Testament să lucreze la templul Domnului, la cort inițial. Doar preoții oficiau
Și leviții aveau dreptul să se apropie și noi suntem preoție împărătească, o seminție aleasă. Și suntem acceptați să facem aceste jertfe, aceste slujbe sfinte, să le aducem înaintea Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Spunea Domnul Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 10, atunci când ucenicii s-au întors din lucrare, referitor la statutul lor și al nostru, versetele 17 la 20, Doamne, chiar și demonii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată, m-a dat putere să călcați peste toată puterea vrăjmașului. Totuși, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Da? Ce demnitari de pe pământ au numele scrise în ceruri? Demnitari de pe pământ, așa, în cel mult, cum scrie în Biblie, dau nume la țări întregi. Mă, câte o stradă, câte un cartier, câte un oraș, și cam atât tot. Pe pământ, un munte le poartă numele, știu eu, vreo marcă industrială, și cam atât. Pe când noi avem harul să fim copii al lui Dumnezeu, să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, oare înțelegem noi valoarea acestor lucrări? În Vechiul Testament, Moise și alți puțini profeți au fost abilitați de Dumnezeu să efectueze asemenea lucrări. Și pentru noi, adesea, o masă de credincioși acceptați, favorizați de Domnul. Sunt frumoase lucrările Domnului? Sunt o binecuvântare la care suntem părtași. În al doilea rând, avem de-a face cu fericirea unor lucrări în plan local sau în misiune, prin însoțirea Domnului, prin lucrări supranaturale, prin darurile Duhului Sfânt. Ce oameni se mai pot lăuda cu asemenea lucrări? De exemplu, un medic se poate lăuda cu niște realizări, cu o operație reușită, dar atunci ce să spună unul care pune mâinile peste un bolnav și se vindecă? Este net superior. Oamenii se pot lăuda cu o filozofie, cu o psihologie, au învățat ani de zile și acum pot să ajute pe un om într-o deznădejde. Domnul dă un cuvânt de descoperire printr-un proroc și ți ajunge descoperirea la suflet, te ridică, te înviorează, fără mare psihologie și studii psihiatrice. Și câte alte lucrări pe care Domnul le face. Cât le trebuie unor oameni să dezalcoolizeze un om. Prin reeducare, cât trebuie și cât personal să aducă un om pe picioare și să-l redea cu demnitate societății. Și Dumnezeu toate acestea le face în adunare, le face prin Duhul Sfânt. Nu este o fericire când face Dumnezeu asemenea lucrare? Nu se bucură o mamă, părinții, atunci când văd cum Dumnezeu cercetează pe un copil, cum mântuiește pe cineva? Toate acestea sunt o binecuvântare de la Domnul. Citesc aici în continuare Luca capitolul 10 de la versetul 21. În ceasul acela Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acelui care vrea Fiul să-L descoperi. Deci oamenii aleși de Dumnezeu, favorizați de El. Apoi s-a întors pe ucenici și le-a spus deoparte, cu alte cuvinte, asta era numai pentru ei, ferice de ochii care văd aceste lucruri pe care le vedeți voi. Căci vă spun că mulți proroși și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce au zis voi și n-au auzit. Ei erau fericiți. Gândiți-vă la ucenici, fuseră părtași la atâtea vindecări, înmulțirea pâinilor, umblarea pe mare, aveau ce să spună. Cum zice Ioan în debutul epistolei sale, ce am văzut, ce am pipăit, astea sunt dovezi clare, palpabile și vi le spunem și vouă ca să aveți bucurie. Și Domnul încă lucrează între noi, slăvit să-i fie numele. Chiar aici în adunarea noastră știți că ne-a rugat 3 zile și am postit pentru tineri. Deja în câteva locuri Dumnezeu a acționat. Da. Dumnezeu nu-i trebuie mult ca să ajungă undeva, nici nu este slab ca să penetreze vreo întăritură și să
miști lucrurile. Pentru el e foarte simplu. Și toate acestea sunt pentru noi stări, motive de fericire. Citesc și din Roman, capitolul 1, unde Apostolul Pavel își descrie activitatea sa și dorința de a ajunge la Roma, tocmai cu acel scop de a vedea mai departe lucrările lui Dumnezeu și de a fi fericiți împreună cu frații. Roman, capitolul 1, citim de la versetul 8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu, care îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, mi-este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Și da, ce înțelegea prin fericirea de a ajunge la cei din Roma? Ascultați, că își doresc să vă văd, da, despre asta am vorbit în lecția anterioară, fericirea părtășiei, mai mult, să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi. Versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă și lor din Roma. Pentru că toate acestea, de la o predică până la o minune, de la o cântare și o rugăciune până la o descoperire supranaturală, toate acestea sunt motive de bucurie, un har mare căpătat prin mulți. Și vedem cum Dumnezeu dă izbăviri, realizează vindecări, sunt convertiri și toate acestea sunt pentru noi stări de fericire. Vreau să observăm că, în mod deosebit, atunci când avem de-a face cu împlinirea unor profeții și vedem sub ochii noștri realizarea celor promise de Dumnezeu, împlinirea celor anunțate, fericirea este cu atât mai mare. De exemplu, te bucur dacă se pocăiește un frate al tău nepocăit. Dar dacă Dumnezeu a anunțat asta, de exemplu, să fi dat și un termen, peste trei vremi, voi veni în ajutorul tău și vei vedea lucrarea mea. Bucuria este cu atât mai mare. Pentru că ea a fost anticipată și ai așteptat, ai acumulat anumite sentimente și acum aștepți doar să dai drumul acelui izvor care va țâșni în bucurie. În asemenea caz, întâlnim în Luca capitolul 1, în cuvintele și apoi în cântarea Mariei, știți că evreii așteptau mai mult ca orice altceva pe Mesia. Dar fericirea se lăsa așteptată. La împlinirea vremii, cum notează Pavel însă, Domnul a intervenit și citim din Luca 1, de la versetul 39, Maria s-a sculat, chiar în zilele acelea, a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urlat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei? I-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare: binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Erau ele fericite în momentele acelea? Cu siguranță erau mai fericite decât Elisabeta a doua sau mama bebelașului din Anglia. Pentru că se născuse Mesia, adică era anunțată nașterea lui și urma. Scrie aici în versetul 45, ferice de aceea care a crezut, adică fericirea îți va fi întreagă dacă ai crezut și dacă atunci când se va împlini, vei avea parte să vezi acele lucruri. Pentru că lucrurile care au fost puse în partea Domnului se vor împlini și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul Dumnezeu mântuirii mele, pentru că a privit spre starea esmerită și de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Da, cu ea s-a împlinit un cuvânt și asta înseamnă o mare fericire. Mulțumim Domnului pentru toate cuvintele sale ce s-au împlinit. Să știți că se vor împlini până la ultimul și fericirea va fi pe măsură la fiecare împlinire. După cum scrie în cartea Apocalipsei, citesc din capitolul 15, aici sunt cuvinte care se vor rosti în prezența divinității și a celor credincioși și mântuiți, 15:3, ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Adică vor vedea că Dumnezeu a fost corect în toate, chiar astăzi îi spuneam cuiva care zicea că nu înțelege toate lucrurile.
Și am zis, ai răbdare, că vine vremea când ne va lămuri Dumnezeu pe toți. Eu chiar am avut cândva un vis interesant, se făcea că era răpirea, am ajuns la Domnul în cer și fiecare ajunsese cu nelămurirea lui. Și se spunea, întrebăm pe Tatăl, dintr-o singură frază, se enunța un răspuns complet, corect, la care nu mai existau nicio nelămurire, niciun om care să mai vrea explicații. Vine vremea când le vom vedea pe toate împlinite și fericirea va fi mare, slăvit să fie Domnul. Fericirea lucrărilor sfinte trebuie să fie în primul rând o laudă pentru Domnul, dar este o fericire și pentru cei din jur. Pentru că fericirea lucrărilor sfinte nu este una izolată, particulară. Nu poți să te bucuri decât împreună cu cerul și cu toți cei ce iubesc pe Domnul dintr-o inimă curată. De la Domnul vin toate ca dintr-un izvor care nu seacă și se revarsă peste cei din jur. Scrie în Psalmul 45, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Dar apoi și cei din jur văd aceste lucrări ale Domnului și sunt cu toții fericiți. În Psalmul 107 este scris despre felul în care ar trebui să ne raportăm la aceste lucrări ale Dumnezeu și să lăsăm ca bucuria și fericirea noastră să fie întreagă. Psalmul 107, versetele 21 și 22. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunul Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Așa ar trebui să ne manifestăm înaintea Domnului. Sau cum scrie tot în Psalmul 119, 139 cu 14, și minunate sunt lucrările Tale, Doamne. Se referea la propria ființă. Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Pentru că privind la ființa umană și la toate lucrările divine, nu ne rămâne decât să îl lăudăm pe Domnul și să-i recunoaștem lucrările. Știți de ce mulțimea îl aclama pe Domnul cu ocazia intrării triumfătoare în Ierusalim? Este scris în Luca capitolul 19. Aveau motive. Ei n-au făcut-o doar așa din dorința de a impune un rege și de a scăpa de dominația romană, nu? Luca 19, versetele 37 și 38. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Aveau motive să se bucure, datorită lucrărilor lui Dumnezeu. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Poate fi comparată astfel de bucurie, un entuziasm al adunării, al maselor de credincioși, cu aplauzele acelea pe care ne determinau securiștii să le avem, sau cu entuziasmul dintr-o tribună sportivă, unde oamenii ar fi în stare să se linșeze unii pe alții și nu de puține ori au fost accidentări sau chiar decese, dușmănii și ceea ce urmează. Fericirile Domnului sunt cu adevărat o binecuvântare. Și un ultim aspect aici, a fi un lucrător împreună cu Dumnezeu, a vedea aceste lucrări, a fi coparticipant la aceste minuni ale lui Dumnezeu, oferă o fericire care nu se încheie odată cu epuizarea acelei lucrări. De ce fericirile de afară sunt de o clipă? Pentru că entuziasmul se stinge repede. Câștigarea unui meci ține până la următoarea etapă, până la următorul campionat. O anumită bucurie omenească ține până când vine o supărare. Un președinte stă pe tron până când îi succede un altul la alegeri. Și chiar dacă e vorba de un rege, moare și el și se duce fericirea. Cât pentru credincioși, ei merg din putere în putere, spunea psalmistul, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, la noi motivele de fericire se prelungesc la infinit prin comemorarea acestor lucrări, prin amintirea lucrărilor Domnului. Și mai mult prin anticiparea binecuvântată a împlinirii lor la cotă maximă desăvârșită în împărăția lui Dumnezeu. E vreo situație în viață când nu mai ai motive să te bucuri că te-ai botezat?
Nu este niciuna. Pentru că efectele acelui botez cur pentru toată viața și apoi pentru toată eternitatea. Îți poate cineva fura bucuria după ce ai gustat din cina Domnului ca și după ce ai mâncat dintr-un meniu oarecare? Nu, spunea Domnul Hristos, cine bea din apa care eu voi da, în veac nu-i va fi set. Și beata femeie a dorit și ea, neînțelegând inițial cuvintele Domnului. Orice mâncare, orice petrecere se lasă cu oboseală, din nou cu foame, pe când lucrările sfinte sunt un izvor de bucurie eternă. De aceea spune psalmistul, citesc din 92, de la versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul, să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea crincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetul arfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Doamne, ajută-ne să le vedem, amin. Punând încă o dată în cântar fericirile de o clipă și respectiv fericirile lucrărilor sfinte, a tot ceea ce dă Domnul pentru poporul Său. Vreau să observăm în final că noi avem de ales și fiecare lege în funcție de ceea ce îi dorește inima, numai că asta pecetluiește destinul în bine sau în rău. Asta este dezbaterea din Psalmul 73. Ce fericire alegi? Începe Asaf cu următoarele cuvinte. Bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Dar la un moment dat a avut un gând în cumpănă. Sunt fericiți cei cu inima curată, cum a spus Domnul mai târziu, sau nu sunt? Pentru că zice mai departe, totuși era să mi se îndoaie piciorul când mă uitam în jur la cei nesocotiți și când vedeam fericirea celor răi. Dar apoi a ajuns să vadă următoarele, citesc de la versetul 19, cum sunt nimiciți într-o clipă. Deci fie că este fericire de o clipă, sau dacă ține mai mult de o clipă, se termină într-o clipă. Punct. Fără reluare. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea Ta. Deci fericirea lumii este echivalentă cu un vis. Așa e că dintr-un vis te trezești cu oarecare senzație de bucurie, dar nu întreagă. Aparent te-ai bucurat enorm. Dar de fapt, totul a fost undeva în subconștient, ascuns, pierdut și fără sunet și răsunet. Și apoi el notează. Versetul concluziv 28. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. S-a decis. Nu mai mă uit la fericirea celor răi, că este foarte efemeră. Această dezbatere este relevantă pentru noi, dacă vreți. Pentru că uneori vă pot încerca astfel de gânduri. Să priviți la o familie fără copii, la o familie mai bogată, mai sus poziționată, la cineva mai sănătos. Și îl surprinde și acest aspect, zice aici la un moment dat, carnea și inima pot să mi se prăpădească, ia în calcul și boala. Și totuși aderă fără echivoc la fericirea ce oferă Dumnezeu. Reau versetul 28. Cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale. Știți, v-am amintit, când povestim din nou lucrările Domnului, suntem fericiți în prelungiri și Domnul face alte și alte lucrări. Și în ultim gând, importanța lucrărilor sfinte își va avea apogeul în momentul revenirii Domnului. Clipa în care va reveni Domnul, surpriza aceea generală, va fi determinantă pentru mântuire sau pierzare. Dacă te va surprinde Domnul într-o lucrare sfântă, vei avea parte de mântuire. Dacă vei fi găsit într-o petrecere lumească, vei rămâne pe din afară. De aceea spunea Domnul, este foarte important să fim pregătiți tot timpul. Ori asta înseamnă logic, să ne dedicăm viața lucrărilor sfinte.
Și asta este una din greșelile creștinismului contemporan. Trăiește în diversitate. Starea unei forme de evlavie. Dacă ne-ar prinde Domnul la rugăciune, ar fi bine. Dar cei care merg la meci după rugăciune, dacă îi prinde acolo, îi duce sus? Oricum, meciul se întrerupe. Vedeți? Noi și sub acest aspect trebuie să ne pregătim și, de fapt, ne dăm votul unanim pentru Domnul sau pentru lumea aceasta. Vă citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 12, cuvintele Domnului Hristos, care spunea foarte categoric, versetul 35, mijlocul să vă fie în 5 făclirile aprinse. Ori asta înseamnă gata. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Fie că e ziua, fie că e noaptea, versetul 40, și voi, dar fiți gata. Ce înseamnă să fii gata? Să nu fii surprins în lucrări păcătoase. De ce vor fi surprinși unii lucrări păcătoase? Fiindcă vor să guste fericire lumească. Da? Te va întrerupe Domnul de la un film să continui cu filmul Apocalipsei Live? Nu. Scrie aici în versetul 41, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta, a zis Petru, sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnic, credincioș și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea parte de avere, de hrană la vreme potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa, făcând înseamnă lucrând. Dacă ne va găsi Domnul la adunare, au fost frați care au plecat la Domnul la adunare sau acasă de pe genunchi, alții poate citind în Biblie. Dar ce să spunem de cei care au plecat la Domnul într-un moment de vinovăție? De exemplu, într-un accident cu mașina, în timp ce mergea o muzică lumească. Ai nădejde că s-a dus la Domnul? N-ai. Ce se întâmplă cu cei pe care îi va găsi Domnul sau îi va lua într-un scandal, cineva se ceartă, face infar și moare? Tragi nădejde că e mântuit? Cu siguranță nu. Noi trebuie să fim pregătiți. Nu știm când plecăm. Dar tocmai asta se vede dacă îl iubim pe Domnul, dacă suntem gata în orice moment să ne bucurăm de lucrările sfinte sau vrem și altceva, ne atrage oferta alternativă a lumii acesteia. Fie ca lucrările Domnului să fie pasiunea și fericirea noastră. Și din ceea ce oferă lumea, să nu ne atragă nimic. Suntem în drum spre cetatea cerească, așa ca și creștinul din călătoria sa, când a ajuns prin bâlciul deșertăciunilor, oferte în toate colțurile. Dar el a mers înainte. A avut și probleme, le avem și noi, dar printre toate acestea, peste noi Domnul lasă fericire. Acum să nu gândească cineva, amintește acest aspect, am spus tot de fericire, fericire, dar acum rămâne cu cei care sufăr. Aveți puțină răbdare că avem o lecție în ciclul acesta, fericirea celor ce sufăr. Și poate vă vine rândul atunci să vedeți ce scrie pe pastilele noastre, pe care le luăm ca să ne calmăm suferințele. Aici este o minune, una din minunile pe care Dumnezeu le face. Doamne, îndură-te de noi și dă-ne acea fericire care vine de la Tine și ajută-ne să ne lepădăm și să renunțăm la orice formă de fericire care vine din partea diavolului, care este în fond o deșertăciune. Amin.